Ce faci, Valentin? Bine v-am trezit, băcăoani. Sunt Valentin, am 39 de ani, mi-am plimbat câinele în dimineața asta, ai băut cafeaua? Și eu. Cafeaua n-am băut-o, iar n-avem cafea, nu-i nimic, poate mâine dimineață o să avem, dar... Nu m-am mai trezit de mult dimineața, e un experiment nou pentru mine. Ai văzut că astăzi s-a luminat, eu după mult timp am văzut că se luminează la ora 5, chiar era... Da, 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 afară e foarte frumos, chiar dacă a fost vreme de ploaie, vreme de numărat copii și de făcut bani, nu? În anul 1749 s-a născut medicul englez Edward Jenner, inventatorul vaccinului contra variolei. Asta cu vaccinul e o afacere bună pentru unii, după cum bine știm. Asta cu criticul literar, cu Pompiliu Constantinescu, cred că e strămoșul bloggerilor de astăzi. Critică tot ce prinde. Ei, salutăm din nou pe bloggeri. În 1995, alpinistul Constantin Lăcătușu a devenit primul român care a atins vârful Everest. Câtă mișcare, câtă mișcare! Da, 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 eu nu aș avea curaj să mă risc pe munți. Bine, ultimul munte pe care l-am urcat a fost muntele lui Venus. Eu recunosc că nu am această plăcere, nici nu-mi place să fac mișcare, nici nu am timp să fac mișcare, de altfel mă vedeți că nu sunt trasă tocmai prin inel. Țin să precizez că mă simt foarte bine în pielea mea. În anul 1999, Ehud Barak devine premier al Israelului. Asta e, cineva trebuie să o facă și pe asta.